Bine v-am regăsit, dragii mei, bine v-am regăsit, dragile mele. Spuneam în câteva din filmulețele scurte pe care le-am făcut săptămâna trecută că este posibilă reîntoarcerea unei persoane în viața dumneavoastră, pentru că încă vă dorește. O să mergem pe firul acesta pentru persoanele care rezonează cu această poveste. Mergem pe firul acesta pentru că vreau să aflu când anume se întoarce persoana aceasta în viața dumneavoastră, de ce se întoarce, care ar fi piedicile între voi și această persoană, care sunt, bineînțeles, intențiile și când va apărea, pentru că s-ar putea să apară într-un moment în care probabil nici nu vă așteptați. Doar că din ce în ce mai mult persoana asta pare că și-a schimbat opinia vis-a-vis de voi, de situația voastră, de greșelile pe care le-ați făcut în trecut, pentru că și ea, la rândul ei, persoana respectivă, a trecut printr-un soiul de schimbări, unele și din punct de vedere al spiritualității sale. Ca energie generală a acestei etalare, aș vrea să vă spun că data de 21 s-ar putea să fie o dată importantă în această etalare. Posibil să existe intervenția și unei a treia persoane. Nu cred că este vorba despre un pătrat aici amoros, mai mult cred că cineva este căsătorită sau este într-o relație cu altcineva, sau poate că persoana voastră este într-o relație cu altcineva sau a ales pe altcineva de favoarea voastră, sau este în tatonări în această perioadă cu tot soiul de persoane, astfel încât să trieze ca să poată să rămână cu cineva, dar probabil că acest lucru nu înseamnă altceva decât căutarea voastră în alte femei, în alți bărbați. Cred că există un soi de obstacole, fără doar și poate, distanța, naționalitatea, religia, diferențele de vârstă sau diferențele voastre de comportament, să zic așa. Aici simt că este vorba despre piedica anumită distanță. Răbdarea voastră a ajuns la niște cote fantastice. S-ar putea să nu mai aveți răbdare și să doriți neapărat un răspuns până la finalul acestei luni. Probabil este multă suferință sau multă dezamăgire, aș spune eu, și incapacitatea de resemnare, pentru că poate v-ați iubit foarte mult, poate că din punct de vedere energetic vă țineți așa unul în brațele celuilalt, nu vă puteți uita și acest lucru este valabil și dacă ne referim la persoana la care voi vă gândiți. În unele cazuri s-ar putea să fie o regăsire după 21 de ani, 20-21 de ani, sau poate că v-ați mai intersectat așa de-a lungul vieții, poate în anii copilăriei, în anii tinereții, în adolescență, tinerețe, sau poate că acum câțiva ani, 3-4 ani, v-ați regăsit după foarte multă vreme, ați început o relație sau, de ce nu, urmează să se înfiripe o relație cu o persoană pe care o regăsiți după multă vreme, pentru că ați avut răbdare să așteptați ca dragostea să vă ciocăne la ușă. Din acest punct de vedere, cred că vorbim despre ființe cu care ați împărtășit foarte multe din experiențele voastre emoționale. Poate că este o persoană cu care ați corespondat la distanță și i-ați împărtășit din durerile voastre, dar și această persoană s-ar putea să fi făcut la fel, pentru că mie mi se pare că deja sufletește vă cunoașteți unul cu celălalt. Nu este ca și cum vine un prieten din anii copilăriei și spune: ok, te-am căutat pe rețelele de socializare, te-am găsit, hai să mergem la o cafea și să ne facem planuri pe termen lung. Deși nu exclu nici posibilitatea aceasta. Este mai mult o distanțare sau o distanță fizică între voi. Sau poate că după un eșec emoțional, pur și simplu ați intrat pe rețelele de socializare și ați spus: ok, o să împărtășesc problema mea, probabil în gândurile voastre, cu cineva pe care nu-l cunosc. Este o terapie, să știți, și din, dacă privim așa lucrurile, să știți că este o terapie. În momentul în care dai pe din afară, ajungi așa la apogeu din punct de vedere emoțional, este încurajator să spui cuiva pe care nu cunoști, să povestești despre această situație a ta
cu siguranța că nu vei mai lua legătura vreodată sau nu mai știi niciodată de această persoană, nu știe de tine, nu știe de... Dar la voi probabil că încet, încet, cu fiecare cuvânt, cu fiecare emoție împărtășită, cu fiecare situație expusă, lucrurile au avansat astfel încât s-a transformat într-o frumoasă poveste de dragoste. Cuiva îi place muntele sau să facă călătorii sau să meargă pe munte sau să facă călătorii scurte, așa, pe munte, ca un soi de mesaj suplimentar, sau trăiește la munte, sau este o ființă așa, un spirit liber, de aceea nu prea poate să fie prinsă persoana asta la care vă gândiți într-o relație pe termen lung, nu că și-ar dori, ci că probabil este în comportamentul său, în personalitatea sa să-și trăiască încă copilăria, chiar dacă se află la vârste mai înaintate. Pe voi vă separă un munte, altfel spus. Adică, în ciuda eforturilor de a vă găsi, poate că n-ați reușit să vă regăsiți, n-ați reușit să vă întâlniți în unele cazuri. Nu mai spun de împărtăși relația asta și din punct de vedere intim, să zic așa, o consumau și din punct de vedere intim, este o persoană care vi se pare totuși o aventurier. Probabil că ați blocat-o de nenumărate ori sau ați fugit de această iubire sau v-ați impus anumite restricții. Balanță, Fecioară, Scorpion, Săgetător, Gemeni, Rac, Leu și Berbec, ca semne zodiacale care predomină această etalare. La sfârșitul acestei ierni, pentru că ne apropiem cu pași repezi de vară, bine că durează iarna asta, deja n-am văzut asemenea iarnă în aprilie, vorbesc despre energia locului, energia momentului, nu despre timpurile fizice, știți? Adică acum până la data de iarnă, până în data de e vară. Când se ridică zăpada 100% și când nu mai este frig, atunci s-ar putea ca să fie depășit un obstacol important dintre voi. Probabil distanța. Cred că la voi lucrul ăsta vă macină foarte tare, distanța, pentru că nu puteți să vă cunoașteți, nu puteți să vă descifrați, nu puteți să știți ce simte celălalt în momentul în care voi sunteți nervos sau invers. Nu vă cunoaște suficient de mult, că una este când vorbești pe rețele de socializare atâta vreme și te îndrăgostești de o himeră, una este când vă atingeți, vă pipăiți, vă pupați, vă îmbrățișați, simțiți acea persoană, o vedeți ochii în ochi, poate vă place vocea asta, poate vă plac ochii ei, ochii lui, în sfârșit. Deci mai aveți niște etape de trecut și cred că există posibilitatea să apară, pentru că este vorba despre spontaneitatea cu care vi se va înfățișa. Asta înseamnă că ori primiți vizita acestei persoane pe nepusă masă, nebănuit sau neașteptat, după destul de mult timp, așa că vârste suplimentare 32, 55, 47, 64, 31, 32, 52, 51, în sfârșit, ca inițiale I, C, M, R, B, S, U, A, E, G, cred că am mai zis, și H. Oameni care sunt robuști, oameni care trăiesc în jurul munților sau le place muntele, sunt glumeți, sunt șugubeți, sunt probabil că au avut în viața lor și destul de situații, nu știu, accidentări, de ce nu, accident la schi, poate și-au fracturat glezna, piciorul, ruptură de menisc, nu știu, poate voi, poate aceste persoane, pentru că energiile se întrepătrund, mesaje suplimentare menite să vă identifice cu această etalare, o să dau cât mai multe mesaje suplimentare ca să vedem până la urmă ce mesaje primiți, dacă rezonați cu această etalare. În unele cazuri sunt persoane care au saloane sau lucrează într-un salon de frumusețe, masaj, coafură, manicură sau cochetează cu arta frumosului. Poate sunt artiști, poate sunt actori, poate sunt instrumentiști, poate sunt scriitori, poate sunt pictori, sculptori, nu mai știu eu ce, sau sunt niște idealiști, își doresc așa niște relații ideale, relații tip fairy tales, știți? Adică cred că
sunt șanse foarte mari să aveți parte de acest lucru, pentru că cineva vă întinde o mână, cineva s-ar putea să vă invite, să dați noroc, să o cafea, o cupă de șampanie, sau vă întâlniți în cadrul unui eveniment monden, social, mă rog, poate de niște sărbători, poate că totuși vine 1 mai, poate acolo unde multă lume, această persoană vă oferă cu generozitate ceva, chiar posibilitatea unei discuții în ceea ce privește o viitoare și potențială relație. Poate că este o persoană care nu își va spune sentimentele imediat ce vă întâlnește sau stă puțin ascunsă sau chiar în momentul acesta este puțin ascunsă, nu iese la rampă deocamdată sau, mă rog, încă nu își exprimă emoțiile pe care le are vis-a-vis de voi, pentru că nu știe nici voi dacă aveți de gând să începeți o relație sau să începeți o discuție sau sunteți gata să reluați acel schimb de mesaje pe rețele socializare dacă acesta există. Mai ales dacă au fost niște restricționări, niște blocaje, pentru că voi pur și simplu ați considera că nu are rost să începeți o relație cu o persoană pe care nu o cunoașteți. De asta spun că emoții când sus, când jos. În orice caz, persoana la distanță se schimbă absolut totul spontan și emoționant. Haideți să vedem, poate cine știe, distanța aceasta fizică se diminuează mai ales cu ajutorul unui eveniment care se întâmplă spontan. Că de asta spuneam că poate se apropie 1 mai și atunci s-ar putea să faceți o călătorie pe nepusă masă sau să facă o călătorie pe nepusă masă să vă cunoască și personal, nu numai pe rețele de socializare și, cum spuneam, dintr-o dată, construiți ceva. Aici această carte nu este nici pe departe similar, identică cu cartea din tarot Turnul, nici de cum. Este vorba de faptul că se termină o situație cu care voi vă confruntați și cred că este un răspuns aproape personalizat la o situație emoțională, romantică cu care vă confruntați în momentul acesta. Îndoiala ia sfârșit. Începeți să construiți. Începeți să construiți de acolo de unde lucrurile au rămas în coadă de pește, neterminate, blocaj de extinționări, cum am spus. Sau puneți capăt a tot ce a fost între voi și sunteți gata să faceți un pas următor în a construi această relație. Cred că trecutul este trecut. Este aici o cale de comunicare, se construiește așa o comunicare mult mai eficientă între voi și această persoană, pentru că lăsați cumva o ușiță deschisă. Adică și când ați blocat, ați blocat, dar aveați cumva o ușă de exit, așa, de aveați în gând totuși supraviețuire sau hai să blochezi sau să restricționezi, vedem dacă persoana asta totuși luptă, nu cedează din prima. Aveți nevoie ca persoana asta să facă mult mai mult decât a discuta, a vorbi. Aveți nevoie să vedeți că persoana aceasta realmente luptă pentru voi sau luptă pentru relație sau luptă ca să fiți într-o relație, pentru că ați obosit să vă implicați în relație, după care să rămâneți cu ochișorii în soare. Deci trebuie să facă niște pași în materializarea, concretizarea într-o relație pe termen lung, pentru că vreți stabilitate, vreți ceva solid, vreți să construiți, nu vreți să trăiți într-o relație de pe zi pe alta sau de pe o lună pe alta. Și cred că veți avea semne în acest sens, pentru că aici există perioada aceea de happiness, de fericire, împlinită la o vârstă matură. Deci este vorba despre o bucurie pe care o aveți la vârsta maturității. Creșteți, asta am și spus mai devreme. Crește încet, încet și deveniți din ce în ce mai apropiați și nici o furtună nu se mai arată în viitorul imediat apropiat. Norii se risipesc și veți avea claritatea înfăptuirii acestei relații cu o persoană la care voi vă gândiți. Bun, haideți să vedem cum apare această persoană, în ce împrejurări apare spontan, probabil exact în momentul în care nu vă așteptați sau poate nu vă așteptați ca această persoană să fie foarte serioasă.
persoana care apare în viața dumneavoastră sau care reapare în viața dumneavoastră după o perioadă de restricționare. S-ar putea să nu credeți în intențiile sale, dar uite că bănuite sunt căile Domnului și s-ar putea ca persoana asta să nu fie neapărat ceea ce v-ați dorit, să vă aducă lumea de pe cer sau să fie vreo frumusețe sau să fie, nu știu, avioane cu de hârtie. Dar să fie exact omul potrivit, în relația potrivită, o persoană alături de care realmente poți să construiești ceva. Poate că nu este îndrăgostirea aceea, nebunia aceea, pasiunea aceea, dar este o persoană de care voi aveți nevoie să construiți, pentru că nu mai aveți răbdare să treceți prin toate acele faze de preludiu, flirt, pasiune, nebunie și apoi să construiți. Cred că ați trecut de vârsta aceasta, de unde și mesajele pe care vi le-am spus mai devreme. Haideți să vedem cum apare și ce urmează. Ia uitați. Este vorba despre distanță, este vorba despre o alegere pe care o face această persoană, probabil că renunță la o relație pe care o are pentru a fi cu voi. Aici avem și un rac. Iese din umbră, pentru că cred că tot a stat așa adiba. Probabil că v-a supravegheat de la distanță, v-a scanat să vadă cam în ce ape vă scăldați. Asta dacă ne gândim și la faptul că este la distanță și există o altă relație, etc., etc. Dar finalitatea este una singură, fertilizare, Doamne, abundență emoțională. Fertilitate, de ce nu? Că poate își dorește să aveți copii dacă vârsta vă permite dorința, voința, dacă nu să începeți ceva al vostru pe care să-l creșteți ca pe un copil. Poate vă luați un animalul de companie, cine știe. Adică vrea să vă lege ceva, să aveți ceva de împărțit, știți? Și în general, când cineva optează pentru crește un animăluț de mic, începe o mică afacere pe care să o creșteți ca pe copilul vostru, înseamnă că persoana cealaltă își dorește să-și facă planul pe termen lung, să vă lege ceva. Adică nu este o ființă care fuge de responsabilități. Vrea să fie responsabilă pentru voi. Vrea să se oblige, deși cuvântul nu este fericit, dar sunt sigură 100% că îl înțelegeți, să se oblige cumva în această relație. Acestea sunt semne de bun augur. Înseamnă că vrea să se stabilească. Că dacă n-am nimic în gând, dacă n-am nicio treabă cu relația aceea sau dacă mă gândesc că doar se duc și abandonez sau, nu știu, pur și simplu merg în această relație, ce o fi, o fi, dacă iese, iese, dacă nu iese, nu iese, dar nu am gânduri serioase, adică nu vreau să mă stabilesc într-o relație, n-are sens nici să-mi cumpăr o canapea, nici să-mi cumpăr un fotoliu, o mașină, să-mi cumpăr un animăluț de să adopt un animăluț de companie sau să avem ceva împreună, o afacere să ne deschidem, dacă în gândul meu nu am nimic, nu vreau nimic concret. Dar dacă vreau ceva concret, atunci încerc să leg în ghilimele de rigoare persoana aceea de mine, prin a avea ceva noi amândoi acolo, să creștem noi ceva. Deci nu se va mai va ieși din anonimat, o să vă dați seama ce și cum. S-ar putea să vă fac o vizită, cum spuneam, s-ar putea să vină la voi, s-ar putea să se diminueze distanța asta, adică este ceva concret, palpabil, se materializează această întâlnire, să zic așa. Și probabil că veți primi un telefon de iubire în care persoana asta, cred că își mărturisește intențiile vis-a-vis de voi. O carte de final pentru această relație și totul este progres. 16, 19, 21. Deci este evident că este progres. Un sfârșit este un nou început, că tot spuneam deodată de 19, care, mă rog, conform calculelor pe care le-am făcut acum, înseamnă a pune capăt trecutului și a începe o perioadă cu totul și cu totul nou. Se confirmă acest 19, acest mesaj, 19 și vă spun pentru cei care cochetează cu numerologia, 1 cu 9, 10, 10 cu 0, 1 cu 0 înseamnă 1. Nou început, dar început care vine după un sfârșit. Se încheie o etapă, se încheie un ciclu și începe să vă
să vă reclădiți și să vă faceți noi amintiri cu o persoană, cu persoana aceasta care iese din anonimat. Intențiile sunt unele dintre cele mai bune, s-ar putea să semnați niște acte, niște contracte sau, de ce nu, acel contract de suflete, sau posibil să vă spuneți jurăminte unul celuilalt. Asta înseamnă oficializarea unei relații sau, cine știe, poate, Doamne ajută, de ce nu, o cerere în căsătorie. Persoane brunețele cu ochii albaștri, foarte albaștri, sau brunețele cu ochii negri. Vă văd trecând de un doliu emoțional, trecând de un eșec emoțional, trecând de niște obstacole, trecând de niște obstacole între voi și aceste persoane. Că le știți, că urmează să le cunoașteți, cert este că în mare parte sunt șanse să treceți printr-o astfel de relație și lucrurile nu numai să se îmbunătățească din punct de vedere emoțional, dar să se să vă aducă o stare foarte, foarte bună de relaxare, de liniște, de armonie, de echilibrare alături de o persoană care, într-adevăr, așa cum îmi place mie să spun, este normală într-o relație, vă arată normalitatea, de fapt, cum trebuie să stea lucrurile într-o relație armonioasă de cuplu, pentru că sunt șanse să deveniți un cuplu. Renașteți din propria cenușă ca pasărea Phoenix, dragii mei, și am să închei această etalare dorindu-vă să vi se întâmple acest miracol în viața voastră. Eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Vă mulțumesc pentru înscrieri, pentru mesajele voastre frumoase pe care, din păcate, la care din păcate nu pot să răspund tuturor. Le citesc pe toate, și cele ok, și mesajele de la hateri. Vă mulțumesc în egală măsură. Dacă simțiți nevoia, un like, un share, un coment mă ajută foarte mult ca să știu că ceea ce facem aici facem bine. De asemenea, dacă simțiți nevoia, aveți acolo butonașul de subscribe, puteți să nu fiți doar simpli urmăritori și abonați și prietenii noștri pentru a alcătui o comunitate frumoasă. Salut noi abonați, mă bucur să vă cunosc, sper să facem treabă bună împreună. Salut vechii abonați, vă pup, vă iubesc, sunteți aproape de inima mea și rugăciunile mele. Doamne ajută tuturor să aveți zile binecuvântate, cu iubire, cu pace, cu liniște sufletească. Doamne ajută! Pa, pa!